Nu știți cine e acolo, nu știți cine e acolo, este părintele care l-a creștinat pe Isic Taica. Da, care este Mina Bobzeu. De jurnalul fericit o să vezi cu Mina Bobzeu în 29 martie 1959 sau 60, la creștinat pe... Ba da, uite, Mina Bobzeu este, dar n-a avut... Să cumpărăm și noi întâlnirea, ce-a fost? Da? Da. 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 Doamna Julian Cosmenor. Julian, da. Horea Murdu. Îl știu pe Horea. Horea, Horea nu e un om extraordinar. Pe Horea știu personal, dar... Horea a fost ales la CNA, pe altul Dumnezeu, dar pe ei. Da? Da, știa pe Maciu de la CNA, dar pe urmă a plecat Horea. Păi stai așa cum Oh, man.
Sunt Domnule vostru, prin cinește care în care mergească suflete, că s-a gătit celor de odihnă, că pe tine, Doamne, voi strigă. Sfântul Apostol Pavel și tine. Dă-l aminte, fraților, despre ce și-a dormit, nu vorim să fiți neștiință, ca să nu vă întrisați ca ceilalți care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu, cel și a dormit într-un Iisus, îi va duce împreună cu El. Căci aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, pentru că însuși Domnul într-o poruncă la glasul arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu se va pogori din cer și se învoiți într-o Hristos vor învia întâi. Aceea noi cei vii care vom fi rămași, vom fi răpiți împreună cu ei în mor, ca să întâmpinăm pe Domnul. În văzdor și așa pură cu Domnul vom fi. Thank you.
aceasta. Să vine ceasul când toți ne vor minte, vrazi în glasul lor. Și vor ieși în cei care au avut cele bune, când vierea vieții. Iar cei care au avut cele rele, Thank you.
Bruce Cumaru îl va face rugare cu Domnul Preota. Îl va aștepta la poarta Împărăției Cerurilor. Îl va deschide alături de Sfântul Petru și le va împățișa cu Dumnezeu. Și va spune, Doamne, iată-te cu Domnul Preota. Cu acesta tu, pentru Sfânta ta Maică, l-ai ales la vârsta de un an. Să te slujească și să pui și să-ți mărți să mă părisească. Primește-l, pentru că tu l-ai ales, tu l-ai întâlnit la tine și la tine, în cuvintele tale, tu să lași. Amin. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Marca Sfințită, Părinte Daniel, Marca Sfințită, Părinte Bartolomeu, ca Sfințirile voastre, ca cuvioasă Părinte Stare și iubiți frați creștini, după cuvântul Marca Sfințitului Bartolomeu, care l-a cunoscut din generație de Părintele Teopa, pentru că vin din generația teatră au începuturi altele decât începuturile noastre. Ar vrea mai curând să dau glas nouă celor care l-am cunoscut de nevoie cu Părintele Leopa, pentru că erau evanghii fără mănăstiri și fără duhovnici. Erau sate întregi însetate și locul acesta, prin grație Părintele Teopa, a chemat întâlnire care a devenit lumea noastră spirituală și Părintele Teopa care a intrat trei zile bătând în poarta unui far, parcă de atunci a chemat țara întreagă și a toată lumea întreagă ca creștină. Și cred că și alții care s-au convertit la creștinism au zis-o cu Părintele Teopa. A iubit chilia și pustia, dar lumea iubitoare de chilie și de pustie din lume a venit aici fără ca Părintele Teopa să o chemă. A iubit singurătatea și lumea a învățat ce înseamnă singurătatea. Noi, cei care astăzi ne-am adunat aici, am învățat că monahismul are un nou rol astăzi, la sfârșit de mileniu. Are un rol misionar. Poate nimeni n-a făcut mai multă misiune decât Părintele Teopa, iar la Silvestria am venit ca să ascultăm, nu ca să vorbim, și iată că astăzi ne vorbește din nou Părintele Teopa. Din toate locurile, din toate colțurile țării, să nu uităm, iubiți frați creștini mai ales, că ne-a iubit atât de mult și pe cei din lume, ca și pe cei din mănăstire. Să nu uităm că în decembrie, când ar fi trebuit să prosnească pietrele, iată că Dumnezeu, astăzi, la pomenirea Sfântului Sava, cel Sfințit, ne-a încălzit prin prezența Părintului Teopa, care ne-a lăsat cuvântul Său. Să ascultăm de Dumnezeu și să intre în cetățile mănăstirilor ca și astăzi, pe întinsul neamului nostru, împreună cu Părintele Teopa, care și printre care ne lasă cea mai frumoasă predică vie cu arghereni, cu vioși părinți, sarețe, sarețe și poporul de credincios. Așa să ne ajute Dumnezeu să rămânem cu imaginea Părintele Teopa al lumii creștine de Dumnezeu să ne gândească și în sufletele noastre. Thank you.
bani, pot să te de casă, să punte, să faci și tu, mulțumesc, tatăl. Mai ca sfințile voastre, ca sfințile voastre, ca sfințile starețe, ca creștini. Îndărnesc soboră de tot adunare. Lăsăm în felul acelor de sfințioasă în altă atitudine de stăpâne, în altă atitudine și prea atitudine de episcop, prea atitudine părinți starți și voastre mai starețe, prea atitudine părinți și fați, prea atitudine mai surori și iubiți credincioși. Astăzi petrecem pe ultimul drum, pe drumul veșniciei, pe unul din cei mai mari părinți, starici și duhovnici ai monachismului românesc, în acest secol, pe Arhimandritul Filocaerie. Toți suntem întristați pentru plecarea preacovrâșiei sale la Dumnezeu și toți îl plângem, pentru că pe mulți dintre noi, de la ierarhi până la credincioși de rând, ne-a crescut, ne-a spovedit, ne-a îmbărbătat și ne-a scopit duhovnicește. De aceea astăzi toți suntem întristați pentru plecarea preacurășiei sale la cele veșnice, într-o lumina de Hristos cea de înșelată. În altă a simțit oraș, rogătă, pentru că ne-a fost duhovnic și văzut apărător al Orthodoxiei, părintele și maicile bun, pentru că i-a crescut și pe testi și a mărturisit pe păcate, stimați din mult de roază pentru el și regretă și-o de-a fost cretnic de taină și înainte lucrător în nevoința pozicească, iar e vreo și preoți și credincioși, de peste totul spun, pentru că le-a fost tată și pe test, convocuitor, mângâiător și un mare îndrumător pe care mântuire. Însă trebuie să mă trecut că părintele Filoca de mulți ani dorea să meargă la cele veșnice. În rugăciune și lasă de ucenici al Sării, vă rugă și credincioși la o mai sănătie cu viață printre noi până acum. În cerca, în părintele nu ne vorbea în doamne de trebuie, niciodată nu se temea și statul său mai de pe urmă, că se va pregătut de mulți ani pentru viața pe veșnică. Cu adevărat, Părintele Filopa, Părintele nostru al tuturor, voia să fie la Hristos. El voia să vadă raiul cât mai curând. El nu se temea niciodată de moarte, de ciudare, de vorbea atât de mult că își purta în sufletul său lumina adunării. De aceea, mereu ne spunea, dați mai sus! Așa cum vă văd că tu... Dați-l mai sus! Așa, vreau să vă văd raiul. Așa, părinților și fraților, aduceți-mă mereu aminte de ceasul morții și viața lui Dumnezeu. Iată și câteva cuvinte despre viața părinții din Opa. Părinții ca Sfântului Duh, amin. Cum păiește înaintea Domnului moartea celor cu ziua cea-i tăi. În altă Sfântea voastră, prea Sfântile voastră, prea Sfântilor părinții frați, în băliat adunare. Trecerea la viața veșnică a preacuviosului Părintele nostru, Filopa Ilie, este pentru biserica noastră o mare pierdere și o negrăită durere sufletească. Din noaptea Părintele Filopa, biserica de pe pământ a pierdut din mijlocul ei un monah sfânt, un duhovnic teolog și un misionar statornic, de neprețință valoare spirituală și imensă importanță. Într-o vreme în care lumea se secularizează și se adâncește în confuzie spirituală, ce este mai de preț decât să întâlnești un creștin sfânt, trăitor al tradiției neîntrerupte a bisericii? Părintele Cleopa nu doar cunoștea intelectual scrierile marilor părinți ai puștiinte ai marilor lade, ci elenicul a trăit cu cu zi, peste 70 de ani, viață de monah, și programamele și rânduirile părinților întâlnitori, organizatori ai vieții monahale. Fizicul Dios, Antonii cel Mare, Pahonii cel Mare, Paisii cel Mare, Bisava cel Sfântul, a cărui pomenire o facem astăzi, 5 decembrie, în ziua înmormântării Părintelui Cleopa. În definirea ta sfântă, ideile tradiției bisericii nedespărțite, Părintele Cleopa era pentru noi, ca un contemporan și prieten al Sfinților din toate veacurile. De aceea, el mi s-a
cuvânta în jurul tău, cu conștiință și inimă, o siguranță și o pace pe care o dă numai Comuniunea Sfinților. Părințele Cleopa spunea adesea, noi suntem aici o mănăstire tradițională și colegiul de părinților de vinoară. Și nu se poate da exemple de mari nevoitori din mănăstirile românești, care au trăit în timpul nostru ca și părinții Sfinților vinoară, arătând că tradiția adevărată nu a calcine doar trecutului, ci este mărturie că același Duh Sfânt de altă dată lucrează și astăzi. Părintele Cleopa nu a putut de la această persoană, mai greșit de locăturile Sfântului Părintele Cleopa, nu a putut de la această persoană, și prefectul de astăzi a venit posibil în Sfântului Părintele Cleopa. Dar este drept, el n-a făcut nimeni niciodată să spunească, iar că el însuși n-a practicat personal. De vreo cu tine însuși mai îngăduitor cu alții, el a arătat că tradiția devine vie într o creștere duhovnicească, într-un scor pretat în nevoință, în pocăință și în sfințenie. Părintele Cleopa a rămas totdeauna fidel de plin, tradiției medievale, a fost încă totdeauna mai sever cu tine însuși decât cu alții. Tradiția nu era pentru el nici o înfrângere și nici scrispare, rânduiala de fiirii în ținătatea prezenței Duhului Sfânt, care prezesc în om râzne necontenită și doarme mărginit după Sfințenie. Tradiția a fost pentru el comuniunea Sfinților de-a lungul geacurilor și el era în această comuniune liberă și fermă. Ca duhovnic, Părintele Cleopa era un învățător spătuitor, un spătuitor teolog, dar învățătura lui era învățătura Sfinților. Tot ceea ce învăța el avea temei în Sfintele Scripturi și în Sfântul Părinte. Nu era o opinie arbitrară, ci comuniune de gândire ortodoxă universală, profund teologică și profund umană. De aceea l-a ales pe el ca duhovnic ierarh și monah, demnitar de stat și oameni de rând, profesor universitar și tăran simplu. El îi iubea fiind slătuia pe tot părintește. De aceea, în mod irezistibil, fiecare se bucura să-i fie Fiul de Dumnezeu. El iubea toată făptura, oameni și mâini, părță și plăt, timpul și tere, pentru a totul ca pe o liturghie cosmică. El avea darul de a spune lucrurile atâns într-un limbaj simplu pe înțelesul tuturor. Înțelepciunea lui venea vădată din multa citirea cărților sfinte, dar și din multă rugăciune, din multă nevăință. Sfatul lui duhovnicesc, argumentat cu cărțile sfinte, vedea siguranță și certitudine de adevăr, intelectualului și teologului și crea bucurie și admirație în sufletul omului simplu. Zecile de mii de sfinți și sfinte duhovnicesc, care au venit la sfinăstria, la chimia lui, au simțit că el era aproape de orice om. De atunci înainte, părintele Cleopa, duhovnicul, nu mai poate din greșit la finia ta, dar el rămâne tainic prezent cu sfatul tău luminos și binefăcător în conștiințele și inimile celor care l-au avut părinte duhovnicesc. Rămâne prezent în sfatul de spunță lucrător și scrisor, ca înregistrată pe catete. Dar pe de altă parte, și fiul duhovnicesc vă rămâne pururea prezent și purtată în rugăciunile tale care vor continua în cerul. Fiindcă un duhovnic adevărat ajută nu numai cu sfatul pe ființei duhovnicești, ci și cu multele sale rugăciuni pentru mântuirea lor. Menționat statornic în chimie, Părintele Cleopa a arătat într-un fel minunat în clima poate să aducă lumea la Dumnezeu, să schimbe vir, să vindece răni, să hrănească sufete, nu pe preorând din lumea, nu bătând din ușă în ușă, și deschizând cu dragoste părintească ușa chinii în tale, ca ducând pe fiecare păcător să-și deschide propriul său suflet, că poate întâlni cu iubirea lui Dumnezeu pentru toți oameni. Părintele Cleopa a fost un mare misionar prin cuvântul vorbit în predică, prin cuvântul sfânt, dar și prin felul său de a vesti și felul său de a se purta cu oamenii. Părintele Cleopa a fost odată
un om al tradiției sau timpului prezent, fiind să distingă între esențial și secundar, între valoarea nemărginită a fiecărui suflet omenesc, fiind limitele și neputințele fiindu-i omenesc căzute în păcat. El a fost mereu misionar, tocmai pentru că a ascult în orice împrejurare să urască păcatul, dar să îndrească cu păcător. Să trăiască în fiecare om dorința de a-și mai în viața și bucuria de a crede în Dumnezeu. Părintele Filip a fost mai misionar pentru că a îndinat serenitatea nevoinței personale cu bucuria vieții în comuniune frățească. A cunoscut lupta cu ispitele și pacea pe care o dobândește sufletul tuniotare în zdravire de păcate. Părintele Filip a arătat în felul său de a trăi că viața creștină este cruce și înviere, strădanie și bucurie, suspin și speranță. De aceea, mănăstirea sa, deși izolată în mult, el n-a creat niciodată numai mult sentimentul izolării. Misiunea cea mare pe care Părintele Teop a întâlnit-o aici era aceea de a primi mănăstire oamenii încărcați de grijile și problemele din lume. Și de a-i trimite apoi acasă în lume, oameni purtători ai bucuriei iertării ca Domnului de viață nouă și sfântă. Prin felul cum primea pe din tot, fiindcă ruga pentru ei și cum îi sfătuia, Părintele Teop a făcut din fiecare timp duhovnicesc, monac sau indian, un misionar ortodox fără zbornoc, fără ambiții de a cuceri lumea aceasta și un lucrător mai harnic pentru mântuire. În probleme în care România este asaltată de misionari, asta a zis misionari veniți din afara țării, folosind mai mult mijloace materiale și exterioare, misionarul nostru, Părintele Teopa, ne arată că numai într-o atât suntem misionari în lume, cât ne îndepărtăm de Duhul lumesc, ne umplem de Duhul Sfânt. Grupul Părintele Teopa se mută astăzi de la chilie în cimitir. Dar Duhul lui de rugăciune unește pământul cu cerul și adună la oaltă pe toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit. Mia ta va fi de acum înainte un muzeu pentru călărie, o icoană al unui loc de rugăciune, care ne îndeamnă să ducem cu noi în lume darurile duhovnicești pe care le-am trimis de la biserică prin rugăciunile Sfinților Părinților noastre. În acest simplu de mare durere pentru draga lor ca mănăstiri și răstria, pentru noi toți cei prezenți aici, pentru toți cei care l-au trecut pe Părintele Teopa, rugăm pe Bunul Dumnezeu să așeze sufletul lui împreună cu dreptul și Sfântul Cuvior, să ascunde și acolo în cerul rugăciunile Părintele nostru duhovnic, pentru biserica și poporul nostru, pentru mai toți, veșnica lui pomenire. Să viviască mila ta, care e năcurată,
iubirea de oameni ca neasemănată. Dacă bucur robul tău acesta, sugestionul tatălui tău, sau al maicii tale, sau sugestionul tău, i-a mai rupt de un preot ca luat de la el legătură nedezlegată, dar că duci în grea prin sani, dar greu, și din nepătare sau din energie, n-a dobândit prea tare. Iar să-l te acesta, tu mai rupt de sfântitorii tăi, și cuțul lui îl dezleagă în cele din care a fost alcăpit, iar sufletul îl înviuță în corpul de sfântă. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, care da Sfântul cel înținut ca postul de această putere, ca să dea iertare de păcate, zicând, oricum ce vezi legat, cu vezi dezlegat, să fie legat și dezlegat. Și prin Sfântul din noi, măcar că suntem nevremi, ne vinde oameni în dorința această putere, și îndeagă pe robul tău acesta, de om arumat din cu părintele nostru, Dumnezeu să cu păcatul și să fie cu suflet și să fie iertat în jasul de atunci, prin cel și la să fie. Pentru rugăciunile traturate, în cucurile fiecare magii tale, care tuturor Sfinților tăi. Amin. Domnul mai să ne rugăm. Stăpâne mult îndurată, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cred că ai dat Sfântul Dumnezeu și nici a fost o fiire împărăsnii cerurilor, iar după Sfântă învierea ta că de-a treia zi, pe varul tău l-ai dăuit puterea de a lega și dezlega pe partea oamenilor, ca să fie legată și în cer cu de dâns și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegată și în cer că de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Și în ce primit spusă ca lumină de oameni, ne învrednicești pe noi, smeriți-ne și obrednicii slujitorii tăi, să fim proședitori aceleași preasfânt var și vară, ca și noi de asemenea să le dăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău. Însuși prea Dumnezeu Împărate, prin noi smeriți-ne și obrednicii slujitorii tăi, iată rogul tău acestuia, acela de Împărăta, Părintele nostru, orice a greșit ca un om într-o această viață, și iartă-ne toate câte te-a blocătuit, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, dezlegându-și de legătura acestă orice știut asupra lui, cu care el însuși din mânie sau din altă persoană s-a legat pe sine sau de la ghereu sau de la altcineva suferită o legare ca aceasta prin invidia și lucrarea diavolului. Fii voiește pe abonurile și multă durate, ca sufletul său să se așeze pe sfinții care din vrea tine să vă puție, iar trupul să se dea tine și de tine iubite, să fie cântat și prea mărit, ești în vecilor. Domnului să ne rugăm, te miluiește. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, ai adat Sfinților Săi, ucenici și apostoli, Dumnezeu și porunci, ca să lege și să dezlege păcatele celor căzuți, și de la dânsa asemenea și mai altărind putere să facem asta. Să fie tu de tine, Părinte duhovnicesc, și Fiule duhovnicesc, Arhimandrit și Cleopa, de tot ce ai greșit în această viață, ca monac și ca om, cu voie sau fără voie, acum și curea și vecii vecilor. Acesta este
Parabéns.
Dați-vă într-o parte și în alta, că nu se poate, în felul ăsta nu se poate. Hai, vă rugăm, vă rugăm, da și sus. Nu știu, pe un sus, a de sus.
ieși pe loc, credincioși, vă rugăm. Pământul cu mâinile, cum a fost la prânzia, care aveți de vlame? Cu mâinile, da. Pământul aici, cum a zis, pe capul ghețat, tot acolo. Ca un respect pentru ce-a domnit și părinții de alere. Mă-te mă la o parte, mă. Da, părinții, da, da, da. Eu o să fiți? Lumina cea neînseară, cea lumina cea fără de ani, acolo merge sufletul părintele greu. Pentru că a iubit lumina, a mărturisit dragostea Bunului Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Domnul cu căciula aia maronie, dă-te la o parte puțin. Vă întărească și să vă mai țineți pe dumneavoastră, că avem nevoie. Să știi, mă, știi, două, trebuie. Și mai rărești. Uite-ne, să vă lăsăm. Ce-i că-ți iau și eu. Să te unde e. Nu ești, mă, trebuie. Mă, trebuie să vede. Să vede numai pe lăsăm. Că mai vede, să nu are ce să vede. Vede toată lumea care e aici. Ai ieși sau mai pleci? Hai, părinte, spune. Asta o discutăm. Mai